În această seară, iarăși avem ocazie să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Cred de asemenea că v-ați binecuvântat atunci când v-ați întâlnit, vă binecuvântez și eu acum tot în numele Domnului. Să vă dea Domnul, mă obișnuiesc eu să spun eu la frații ce n-aș cerut. Că e scris și asta în Biblie, că Dumnezeu face mai mult decât ne pricepem noi să menționăm. De altfel și un părinte, dacă ar face numai cât cere copilul, n-ar fi destul, dar un părinte știe mai mult decât un copil tot ce are nevoie. Dumnezeu cu atât mai mult, pentru că în raport cu noi ca părinți, El este bun, sau cum este numit în Psalmul 59, Dumnezeul meu cel prea bun, scria psalmistul, slăvit să fie în veci. Să ne reamintim în câteva cuvinte ceea ce am discutat aseară. Am citit despre proiectul etern al lui Dumnezeu, planul veșnic numit în Scripturi, care a cuprins creația, a anticipat căderea în păcat, dar în schița divină era surprins mielul, care a zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, pentru că tot planul a fost centrat în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Deși activitatea lui pământească a fost scurt. Până la venirea lui, Duhul lui Dumnezeu a acționat în dimensiunea Vechiului Testament, pregătind scripturile care vorbeau despre acest plan, sprijinind sfinții în fiecare generație, planul s-a desfășurat etapă cu etapă, Domnul Iisus Hristos a venit și a adus marea jertfă, de atunci s-a înălțat la cer și, cum știți, este marele preot, dar a spus ucenicilor că lucrarea va continua, nu oricum, ci în prezența și prin puterea Duhului Sfânt. Fără el, biserica n-ar avea nicio putere. Nu degeaba Domnul le-a spus, rămân la Ierusalim până vine. Pentru că, așa cum am amintit din Cartea Faptele Apostolilor, fără Duhul n-ar fi avut nici succes, nici control asupra membrilor bisericii, nici asupra duhurilor rele. Duhul, așa cum a spus Domnul Iisus, scrie în Ioan capitolul 6, versetul 53, e de o importanță absolută. Ioan 6, cu 53, Duhul este acela care dă viață. Carnea, și asta, expresia de aici, carnea se referă la tot ceea ce poate emana omul, nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Tot Domnul spunea, mă uit pe pagina din dreapta, Ioan 7 cu versetul 38, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, și observați, spunea cuvintele acestea despre Duhul, care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. De aici înțelegem că Duhul a fost dat în forma actuală, în care încă lucrează în biserică, în baza jertfei Domnului Iisus. De altfel știți că Domnul Iisus, vorba lui Ioan Botezătorul, Domnul Iisus este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Apoi am vorbit în a doua parte că în acest proces care se va finaliza, cum spuneam, la înviere, când vom primi trupuri de slavă, până atunci așteptăm înfierea, în interior suntem înnoiți, în exterior numai la venirea Domnului, am amintit două lucrări, le-am numit de moment, urmând ca în seara asta să ne uităm la două lucrări de durată. Nașterea din nou, când Domnul este curățit, sfințit, intră cu noi drepturi, cu un nou statut și botezul cu Duhul Sfânt, care este o necesitate naturală, după ce ființa umană este golită, este nevoie acum să fie umplută de Dumnezeu, cum citeam din Efeseni 3, să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, adică atributele lui Dumnezeu, bunătate, dragoste, îndelungă răbdare, credincioșie și toate celelalte, să le avem și noi. Acestea sunt atributele lui comunicabile, dar nu numai acestea, ci și lucrările supranaturale pe care Duhul Sfânt poate să le realizeze. Aș vrea în această seară, în prima parte, să observăm și hai să citim mai întâi
spusele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Cum locuiește Duhul Sfânt în noi? Cum ne călăuzește? Este o lucrare de durată, de o viață. Scrie aici în Ioan 14 cu versetul 17, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, deci mai întâi trebuie primit, cum i-a întrebat Pavel la Efes, fapte 19, ați primit voi? Știți mai departe, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi. Adică îl primim în casă, trupul nostru devine templul Duhului Sfânt, dar el trebuie să rămână în casă. Această rămânere este o lucrare de o viață. Știți că se spune că unii ar fi buni de dus în rai dacă i-am înneca atunci când îi botezăm. Să-i lăsăm și până îi botează Domnul cu Duhul Sfânt și să-i trimitem apoi. Da, da, nu-i putem noi expedia în rai. Trebuie să rămână aici pe pământ. Aș compara asta cu viața de familie. La început totu-i zâmbet, flori și cântare. Și unii după ani și ani, alții și mai repede, după săptămâni și luni, se chinuie și nu mai pot sta împreună. Cum se poate să păstrăm o relație vie cu Dumnezeu și Duhul Sfânt să rămână în noi până la sfârșit, să rămânem aceiași? Să nu fie primirea Duhului Sfânt doar o amintire. A fost cândva, a fost extraordinar. Și între timp, pentru că noi trebuie să avem viză la zi. La ce te ajută un pașaport expirat, nu? Cu ce ne folosește ce a fost cândva? Cum este scris despre biserica din Efes, Apocalipsa capitolul 2. Ce știu, ai avut aia, aia, aia. Dar ți-ai părăsit dragostea de întâi și dacă nu te pocăiești, și sfeșnicul ți se ia. Și așa s-a și întâmplat. Efesul, o localitate mare, undeva cu o populație așa între Arad și Timișoara, s-a desfințat, n-a mai rămas decât așa o mlaștină. Chiar istoric vorbind, social, Filadelfia a fost un oraș mai mic, dar a supraviețuit până în zilele noastre. Și de bună seamă, dacă s-a desfințat orașul Efes, nici biserica nu a rămas, nu? Deci s-a adeverit spusa profetică. Pentru că ei au fost cândva, dar n-au rămas. Ei, pentru a rămâne, întorc pagina, spune în Ioan 16, versetul 12, am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta, că nu le primim pe toate deodată, nu le învățăm pe toate într-o seară. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul și asta este o lucrare de o viață. Vreau să deschidem acum Scripturile la Roman, capitolul 8, unde avem prezentat modul în care putem să fim în permanență oameni duhovnicești. Da, hai să urmărim ceva încă din capitolul 7. Spune Apostolul aici, citesc de la versetul 22, fiindcă după omul lui Dumnezeu îmi place legea lui, după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădurarele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădurarele mele. Vă rog să observați expresia de lege. Ce înseamnă asta? Un fapt general. De exemplu, legea gravitației. Asta funcționează și dimineața și seara și noaptea și la orice oră. Pui un obiect, păi, nu suntem într-o navă spațială să stea unde lagați. Așa, în aer. Cade la sol, nu? E o lege. Ceva de genul, spune apostolul, eu vreau să trăiesc la înălțime. Dar mine este o lege. Cum sar în sus, cum pic jos. Și vreau să spună, ce-i de făcut? Eu aș vrea să trăiesc la o altă altitudine, dar nu reușesc, iată-mă din nou la sol. Vreau să fac bine, le spune el aici, și rău, zici că are magnet. Și atunci strig în versetul 24, o, nenorocitul de mine, nu pot,
am încercat, știu ce e bine, n-am șanse. Ei, asta e marea problemă. S-a întors la Domnul un om din lume și în dragostea lui din tâi a postit 2 săptămâni cât pe cei să se deshidrateze. S-a dus la un slujitor în vârstă și a zis, frate, am devenit sfânt, mi-a și murit firea pământească. Când l-a întrebat, zice, măi omule, vezi că tu ai probleme de sănătate. L-a sfătuit cum să revină treptat, așa, cu ceai, cu o mâncare etapizată. Și când s-a întrămat omul, a venit plângând și zice, n-a murit firea pământească, am tras nădejde numai, dar e tot acolo. Păi asta e marea problemă, că trăim în firea pământească, cum putem să devenim oameni duhovnicești? Că la stăruință, sub putere, sub har, în adunare, când toate sunt bune, păi și Saul a prorocit între proroci. Dar când l-ai scos afară și l-ai băgat între oamenii lui care ziceau, David îți vrea rău, gata era. Cum putem să făptuim binele, să rămânem aceiași? Asta dezbate apostolul aici și scrie în 8:1, acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și în versetul 2 se face referire la 2 legi, pe care vreau să le analizăm în minutele acestea. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos. Deci este o lege. Dădeam exemplu cu legea gravitațională. Poate ați văzut imagini din sateliți. Artificial. Acolo nu există legea gravitației. Sau știu eu, pe lună, pe alte corpuri cerești, pe unde mai s-au mai dus oamenii, pe aici, pe aproape. Sunt alte condiții. În lumea lui Dumnezeu, să luăm ca exemplu îngerii. Dragii mei, omul înainte de a fi mântuit, nu poate să nu păcătuiască. Toți au păcătuit, Roman 3:23. După ce ne întoarcem la Domnul și primim Duhul Sfânt, acum avem 2 variante. Putem să păcătuim sau putem să nu păcătuim. După ce o să vină Domnul și scăpăm întru totul de tot ce-i fire, de prezența păcatului, nu doar de puterea păcatului, nu o să mai putem să păcătuim, Doamne, adu vremurile acelea, ca să nu mai fie nici diavolul cu ispite, nici legea asta să mai fie prezentă în noi cu ispite și cu îndemnurile firii. Dar până atunci avem bivalența asta. Îndemnurile Duhului, îndemnurile firii. De fapt, sunt 2 legi. Deci prima e legea Duhului de viață în Hristos și a doua, de care ne-a izbăvit această lege, legea păcatului și a morții. Bun, lăsați puțin versetul ăsta 2. De ce îi zice legea păcatului și a morții? De unde denumirea asta? Îi zice legea păcatului, pentru că scrie în capitolul 7 că noi n-am cunoscut păcatul decât prin lege. Adică legea spune ce e păcat, ce nu-i păcat. Ea e legea păcatului pentru că identifică păcatul. Dar de ce îi zice legea păcatului și a morții? Explică Pavel în Roman 7 că de îndată ce porunca a înviat, omul a murit. Adică îmi spune că ce-i păcat și ce nu-i păcat și culmea, tocmai când îmi spune că ce-i păcat, mie îmi vine să-l fac. Și atunci nu e numai legea păcatului, legea păcatului și a morții. Eu calc, nu pot respecta și plata păcatului este moarte. Este ceva cum s-a întâmplat cu un copil care s-a dus la un duhovnic catolic, știți că la ei confirmarea pe la 12-14 ani și îi cere să se spovedească. Și copilul mai naiv zice, dar ce să vă spun? Zice, dacă ai făcut ceva păcat, dar ce s-a alea păcat? Zice, uite, tată tău lasă bani în haină, tu bași mâna ei, și copilul n-a făcut, dar ideea e bună. Asta e legea păcatului și a morții. Îți spune ce-i păcat și mie îmi vine să-l fac. Asta spune Pavel. Am aflat că e rău, dar la mine asta mă atrage. Cum spune o vorbă înțeleaptă, că nu știu cum se face, că tot ce place e ba ilegal, ba imoral, ba îngraș. Adică omul are tendința tot spre ceea ce este rău. Asta e o lege. Și oamenii nu pot să facă excepții. Că sunt educați și se controlează, nu strigă în public, sunt politicoși, dar dacă îl lași în largul lui, e câine. În rest,
Zice că a fost dresat. Nu, pisica e tot pisica. Omul e tot om. E același. Stă cu minte doar așa, plătit pentru moment, dar în fond, zice în Coloseni 2, că poți să practici cea mai mare abstinență, poți să fii stoic cu stoicilor. Nu rezolvi firea pământească. Și așa gâdele firea pământească, dar e tot firea pământească. Este același. Ceea ce trebuie să se schimbe în noi, și asta vă spuneam, să rezolve problema de o viață, e să funcționăm după legea asta nouă. Legea Duhului din viață în Hristos. Hai să o identificăm și pe asta după denumirea ei complex. De ce le spune legea Duhului? Pentru că ea este operabilă după ce vine Duhul în noi. Că Duhul nu ne îndeamnă din afară, numai dinăuntru. De ce îi spune de viață? Fiindcă nu mai duce la moarte. Vom vedea în versetele următoare, îmi dă putere să trăiesc frumos și nu mai sunt de condamnat. E legea Duhului că îmi dă Duhul această șansă, e de viață, pentru că am dreptul să rămân în viață. Dar de ce îi spune Hristos Iisus? Pentru că așa cum am citat din Ioan 7, Duhul Sfânt ne-a fost dat numai după ce s-a făcut ispășirea pentru noi în cer. Mulțumim Domnului Iisus pentru aceasta. Dacă nu-și făcea El treaba și nu rezolva lucrurile în cer, Duhul Sfânt nu putea să vină. Că am discutat aseară, Duhul Sfânt vine într-o inimă curată și curățirea cu ce s-a făcut? Cu sângele Fiului lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele. E legea Duhului de viață în Hristos sau, dacă vreți, în baza a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, vine Duhul și ne dă șansa să trăim o nouă viață. Amin. Dragii mei, se schimbă condițiile. Ca să vă dau un exemplu fizic. Să ne imaginăm un drum și indicatoare, numai înainte. Dar cum indicatoarele îmi recomandă să mă duc înainte, drumul este întretăiat de o apă. Și atunci oamenii au făcut drum pe lângă apă și nu au mai respectat indicatorul înainte. Pentru că și-au zis, degeaba scrie indicatorul înainte, că doar e apă, nu mă pot duce înainte, trebuie să mă duc pe lângă apă. Cam așa spun oamenii. O fi zis Dumnezeu să fac așa, dar nu pot, nici alții nu pot, atunci o luăm pe lângă așa. Dar de ce nu intrăm în apă? Păi ne scufundăm, frate, nu? Dar dacă s-ar modifica legea gravitației sau prin credință noi am putea umbla pe apă ca Petru, am putea respecta indicatoarele? Da, respectăm indicatorul, numai înainte. Asta înseamnă puterea Duhului când vine în noi. Scrie aici în versetul 3, că-și lucru cu neputință lege, degeaba indicatorul că eu nu pot să mă duc pe apă. Firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a sândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, și cum e versetul 4, pentru ca porunca legii, în imaginea noastră, indicatorul, să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și în exemplul dat, Duhul spune, du-te înainte, umblă pe apă, adică îmi dă putere peste ispită, nu mai sunt rob păcatului, am putere să trăiesc o viață nouă. Și asta nu-i puterea noastră, ci puterea lui Dumnezeu peste noi. Bețivul nu mai bea, fumătorul nu-i mai place țigările, celui imoral acum îi place viața de familie, celui ce ura acum iubește, o spune 1 Ioan capitolul 3, prin asta știm că am schimbat lumea, împărăția, sistemul, legea, că ne iubim. Care urăște, îi după vechiul sistem, o ia la stânga, cotește pe lângă apă, nu? Nu poate trece peste. Nouă însă Dumnezeu ne-a dat puterea aceasta prin Duhul lui Dumnezeu, mărire Domnului. Asta e foarte important să rămână, să se respecte în noi, dar vă rog rețineți, Duhul Sfânt nu face din noi roboți. Spunea filozoful danez Søren Kierkegaard, creștinii sunt niște rățuște care se adună încet, încet pe lăbuțele lor la biserică și acolo păstorul le spune, de astăzi vom zbura ca vulturii. Și ei răspund în cor, amin, amin. Și apoi când se termină slujba, se întorc acasă pe lăbuțele lor.
Din nefericire, pentru unii este așa. Pentru că noi avem șansa, v-am spus, să urmăm mai departe pe lăbuțe sau să zburăm prin Duhul, să facem să moară faptele trupului și vom trăi. Doamne, ajută! Dar cum se realizează asta? Vă rog să observați, aici sunt câteva expresii. În 8 cu 1, 8 cu 4, lăsați 8 cu, sau hai 8 cu 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești. Care sunt îndemnurile firii pământești? Gândurile alea ce ne veneau nouă în minte, înainte, să fac asta, să urăsc, să fiecare cu felul lui, nu? Altul e mândru, altul e lacom, altul e... Că ce culmea, știți? Diavolul dă impresia că îi lasă pe oameni să facă ce vor. După părerea mea, lumea asta, așa oamenii sunt ca într-un mall mare, proprietarii diavolului, el e stăpânitorul, Domnul Iisus l-a recunoscut, și lasă pe fiecare la standul lui, cu filmul lui, cu plăcerile lui, dar numai din mall-ul lui cumpere. Și acolo toți sunt închiși la el. Și oamenii spun, nu, mie îmi place asta, mie îmi place asta. Și diavolul spune, da, sigur, fiecare face ce îi place, dar numai din lista lui. Că să încerci să ieși de acolo, de la el, vorba cuiva. A întrebat dacă ți-a ieșit vreodată diavolul în față. Și omul a zis nu, înseamnă că mergi în aceeași direcție cu el. Ia schimbă direcția, să vezi cum îți iese în față. Și dintr-o dată îți dai seama că ați devenit în stări contrare. Îndemnurile firii pământești. Zice în Efeseni 2, gândurile noastre, voile noastre, ce ne trece nouă prin cap? Nu, la copii una, la bărbați una, la femei alta. Vă știți dumneavoastră cu ce pasiuni vă consumați mintea înainte de a fi întors la Domnul. Și tot aici în versetul 5 spune așa, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, care sunt astea? N-am simțit noi de atâtea ori, n-am descifrat în mintea noastră ca și cum te-ar îndemna cineva în șoaptă, taci, pune-te și te roagă, iartă, gândește-te la Domnul, la Împărăția Sfântă, iubește și tot ceea ce ține de Dumnezeu. Îndemnurile Duhului ar fi ceva de genul, cum spune în Filipeni, capitolul 4, versetul 8, tot ce este adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. V-am dat aseară pilda cu familia aceea, doi de profesori din Rusia. Omul a deosebit că vocea care a spus unde-s țigările, bă, nu-i de la Domnul, că e din partea cealaltă. Cred că nu-i greu de identificat de unde vine o șoaptă. Dacă tot îți insistă ceva în gând, vezi ce a făcut, sună-l, mustră-l, dă-i replica. Păi de unde vine îndemnul ăsta? Păi nu vine de la Domnul. Ascultați-mă ce vă citesc din Filipeni 2, de la versetul 1. Dacă este vreo îndemnare, vorbim de îndemnurile Duhului acum, în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, vreo legătura Duhului, vreo milostivire, vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți, adică lăsați aceste îndemnuri să se manifeste, să prindă viață. Faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Și acum versetul 3. Să fim atenți că vin și din fire. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care le-a în Hristos Iisus. Deci în mintea noastră e o piață unde Duhul Sfânt își expune marfa, ideile, dar și diavolul. E cum scrie în cartea Proverbele, în piață și înțelepciunea și nebunia nu lipsește vecine de o veșnicie. Adică nu de o veșnicie, numai de când a căzut diavolul. Și noi putem să participăm la masa înțelepciunii sau la masa nebuniei. Nebunia are clevetiri, pâine furată, minciună, mândrie și toate celelalte. Sunt acolo, nu? Ochiul trufaș, limba mincinoasă, înțelepciunea are și ea îndemnurile ei. De-aia, dragii mei, este indicat să avem liniște în minte să putem identifica aceste șoapte. Stătea un alb în fața unei cascade în America. Și un indian îi spune, atenție, e cineva în pădure. Și băi, în zgomotul ăsta a cascade, tu auzi
De unde știi că cineva a împăturit? S-a rupt o creangă. Dar zice, eu am crescut între crengi. Și eu știu și cât e de groasă o creangă după scomotul care îl face când se rupe. Știu și cât e de putred. Ce liniște este în mintea noastră? Eu le spun în mod deosebit la tineri să nu fie tot timpul căștile în urechi, că pe un fond de muzică, mai cu seamă dacă e și ceva mai ropot așa, e foarte greu să identifice aceste șoapte, undele care vin. Să vă dau un exemplu. Veneam de la Oradea spre Arad, ascultam vocea Evangheliei. Frumos, cum trec de salon, Tancoci, Ciumeghiu, Avrameancu, nu știu la ce m-am gândit, sau m-a sunat cineva, pe când la radio, băi, și pornește o muzică din asta nebună. Băi, dar n-am umblat la bandă, măi. Dar ce am schimbat eu? Am schimbat locul, nu? Frecvența a rămas, dar m-am mutat eu. Ce scrie aici mai departe? În Romani, capitolul 8, citim de la versetul 5. Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Deci dacă eu vreau, cum v-am dat exemplu, să ascult radio vocea Evangheliei Oradea, trebuie să stau în jurul orăzii. Dacă vin la Arad, alt radio, nu? Care sunt lucrurile Duhului? Spune versetul 6. Și umblarea după lucrurile firii pământești, de din nou firea pământească e cu lucruri. Și alta este umblarea după lucrurile Duhului, care e viață și pace. Să întrebe pe ăștia mai tineri, dacă am amintit de ei, să-mi spună dumnealor dacă vizionarea unui meci de fotbal este un lucru al Duhului sau a firii pământești. Deci când ai început să dai drumul la meci, deja ai plecat din zona unde se mai prinde unda bună. Numai dacă ai antenă foarte, foarte puternică. Dar și atunci tot e un bruiaș, nu? Dacă te duci la un film, specialiștii în medicină, sociologi, explică fenomene care se petrec în mintea noastră. Nu poți să stai pe un stadion și să te întrebe cineva, să te sună, ce faci? Acum am o meditație profundă, cum scriem Psalmul 1? Numai că ăla nu se duce acolo și nu se așează. Care nu sunt lucrurile Duhului. Asta e marea curiozitate a vremii noastre. Vrem în lucrurile firii să auzim bine îndemnurile Duhului, să le descifrăm, să fim mai duhovnicești. Nu se poate. Nu se poate. Deci trebuie să trăim într-un mediu propice Duhului ca să pot să fiu duhovnicesc. Altfel, dacă iar te duci la vechii prieteni, iarăși vechile activități, spune-mi Petru că astea când te întorci înapoi te murdăresc chiar. Spune 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini călători pe pământ, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Vedeți, asta e marea problemă. Acum vine vara. Dacă Doamne iartă, vă prinde ispita, vreun îndemn din ăsta a firii pământești să vă duceți la mare, vă spuneți mie dacă acolo o să fiți în unda Duhului. Spunea un tânăr, am citit un articol într-o revistă, zice, frate, ieșeam pe nisip, mă băgam în apă, oriunde era fierbinte. Unde să mă uit? Când se face seară, la stele. Pentru că nu se poate, dragii mei. Zice în Proverbe 6, poate umbla cineva pe cărbune aprins fără să iardă picioarele? Ei, vedeți, nu se poate. Poate purta cineva foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Ei, nu se poate. Asta e, spune aici, umblarea după lucrurile firii. Deci când ne implicăm în lucruri lumești, recepția de la Duhul din ce în ce mai slabă și puterea de a fi, de a rămâne duhovnicești, e din ce în ce mai redus. Și nu reușim să-i zbutim. Dacă nu ne ferim, dacă nu rămânem într-o zonă, să o numim așa, un mediu bun. Ei, spune Pavel, că nu putem să ieșim din lume, trebuie să mergem la școală și alte activități. Dar, ascultați-mă ce vă citesc, 1 Petru, capitolul 4, vă citesc de la versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. V-am spus, aici se putea recepționa foarte bine îndemnurile.
că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Acum vă întreb, acest a sfârșit-o cu păcatul se referă la Domnul sau la noi? Dar nu vă grăbiți să răspundeți. Gândiți-vă bine, vă citesc și versetul 2. Pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, e vorba de noi, că Domnul n-a mai trăit aici, să nu mai trăiască după poftile oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Adică să nu mai urmeze îndemnurile firii, ci îndemnurile Duhului, că asta e voia lui Dumnezeu, că Duhul Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine, Iacob 4 cu 6, sau cât e acolo, nu? Cu 5. Versetul 3 de aici. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamului. Ați trăit și enumeră stările vinovate și acum versetul 4. Vorbim de lucrurile Duhului și lucrurile firii. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Pentru că trebuie să ne ferim prieteniile rele, prietenia cu lumea, nu ne permite să rămânem duhovnicești. Ei ne batjocoresc, au să dea socoteală, dar dacă noi ne ferim și rămânem într-un mediu sfânt, cât mai departe de păcat, de lucrurile ispititoare, avem șansa să trăim ca oameni duhovnicești. Mă întorc la Roman 8 pentru a încheia ideea aceasta. Așadar, legea Duhului de viață în Hristos funcționează în baza îndemnurilor care le primim. Dumnezeu ne pune în temă, e ceva foarte practic. Te ferește Dumnezeu la câte o întâlnire să nu te duci, anumite telefoane să nu dai, te îndeamnă ce să răspunzi când ești sunat, cum să răspunzi la colegi, la vecini, te păzește. Sunt lucruri unde Duhul ne duce în locuri unde să fim ispitiți, cum a fost dus Domnul Iisus în pustie. Dar să nu spună cineva că El s-a dus undeva că a vrut El, acolo a fost ispitit și a căzut și apoi să spună, măi, Duhul m-a dus. Băi, dacă te ducea Duhul, Duhul îți dădea putere să reziști. Dar nu te duce Duhul acolo. Mi-amintesc de relatarea unui frate care s-a întors la Domnul în adolescență. A suferit pentru asta, părinții au chemat preotul și multe rudenii, au făcut o masă să-l ajute să-și revină, spuneau ei. Și când a venit preotul în casă, el mi-a mărturisit personal, i-a zis, părinte, acum m-am rătăcit, nu atunci când îngrijeam de porcii tăi și am căzut beat între ei și se vrea să mănânce urechile. Acum n-am minte sau atunci n-am avut minte. Preotul nici nu vreau să mai stea la masă. Au zis, du-te! Dumnezeu a chemat la mântuire în scurtă vreme vreo 10 din rudenile lui. Dar diavolul nu s-a lăsat de urmele lui. După ce s-a pocăit, i-a venit din nou gândul, oare ce filme se mai rulează la cinema? Asta a fost vechea lui ispită. Căsătorit fiind, după serviciu, se ducea, atunci nu era pe net și acum toate la îndemână, erau cinematografele din oraș. L-a întrebat soția, unde ai fost? Ne ține după program. Dar nu vă dă bani în plus, nu? Că diavolul nu plătește. Intra, el personal mi-a povestit, pe când se stingă luminile în sală și să înceapă prezentarea. Se punea mai lângă ușă să plece primul, să nu-l zărească cineva. Și a prins din nou gustul la filme. Dumnezeu m-a intervenit odată pentru el și când tocmai intrase și urma să înceapă derularea filmului, cineva a strigat, pocăitule, ce cauți aici? El a sărit și s-a tot dus. Ulterior a aflat că nu l-a strigat, cineva era altul. Doi colegi de școală, unul pocăit, altul nepocăit, și la nepocăit s-o certa cu pocăitul și spune, ce cauți aici? Adică a vrut să-l alunge și n-a avut alt argument. Pentru că iată că știu și cei de afară că n-ai ce căuta în lucrurile firii pământești, că te încurci. Și n-ai cum. Legea Duhului de viață te îndeamnă, te învață și spune Scriptura aici, în Roman, capitolul 8, asta e frumusețea acestei legi, versetul 7, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești se vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu,
Ea nu se supune legii lui Dumnezeu, nici nu poate să se supună. În fire omul nu poate. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dar dacă locuiește, El ne îndeamnă, ne călăuzește, ne protejează și când vin ispite, ne dă biruință. Și putem să respectăm indicatoarele, nu mai ne supunem gravitației păcatului, mergem înainte și Dumnezeu să vă dea biruință. Și asta ar fi dovada, vers 13, dacă trăim după îndemnurile firii murim, dar dacă pe Duhul facem să moară faptele trupului, adică viața veche să fie anulată, vezi 3. Și versetul 14 concluzionează, căci toți cei ce sunt călăuziți, da, asta ce înseamnă? La zi să fie lucrurile în ordine. Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Este un prezent continuu, cum se spune în gramatică. O stare permanentizată. Asta e de dorit. Să fim tot timpul în voia lui Dumnezeu, El să ne vorbească și să avem biruință și roada Duhului Sfânt să fie o prezență în viața noastră. Eu cred că aveți astfel de experiențe când Dumnezeu v-a călăuzit, când ați fost atenți, când ați biruit ispitele. Rămâne bucurie în urmă, rămâne pace, rămâne viață. Dar dacă nu suntem atenți, dacă nu ne rugăm dimineața, nu citim în Biblie, ne apucăm cu știri, cu povești, cu... nu trebuie neapărat știri, că e suficient să stai la gard cu vecina. Când ai auzit știrile, ți le spune ea. Din România e suficient și din Ghiroda, tot prostii sunt. Și dacă nu ești prins în unda Duhului, să fii atent, să te rogi, să ți se înalțe mintea undeva mai sus, să poți controla situația, te-ai dus. Astăzi puțin, mâine puțin, se adună ură, dușmănie, pierzi firul, scandaluri. Doamne, păzește-ne toate acestea și ajută-ne să trăim cu o liniște la nivelul minții, asta e foarte importantă, zice o vorbă înțeleaptă, nici cu 1000 de cercuri nu poți face un pătrat. Adică nu trebuie neapărat să avem o minte aglomerată, vorba lui Solomon, nu, să nu le știi pe toate, că așa să nu le poți controla și nu le poți zbândi și isprăvi. Să avem liniște, pace, că în mod deosebit trăim într-o societate plină de stres. Suntem bombardați de informații, telefoane, într-o parte, în alta, gânduri. Nu, trebuie să ne sentimentăm, să putem identifica ce vine de la Domnul, ce vine de la diavolul. Să dăm undă verde la cele ce vin de sus. Și atunci vom putea să trăim atent, frumos. Îmi place de un frate care zice, ca să nu greșești, trebuie să faci de 99 de ori bine și 100 ori să fii atent. Este acea recomandare dată de Domnul și apare frecvent în Scriptură, vegheați. Întâi la nivelul minții, la poarta asta principală, și apoi de aici de unde se dau toate comenzile, atenție, pe cât e o zi și o să trăim frumos. Dacă seara am greșit, avem la Tatăl un mijlocitor. Spunem, Doamne Iisuse, astăzi am greșit, am întristat pe Duhul Sfânt, vreau să mă căiesc, mâine să trăiesc o viață nouă, e bine că noaptea Dumnezeu ne lasă să dormim, ca să se facă procese verbale așa numai pe cât e o zi. Și apoi viața să continue frumos. Doamne ajută-ne, amin.